acești oameni depind de o decizie a finanțelor, adică de obținerea codului de TVA la o nouă societate care s-a înființat în Franța și nu pot lucra din cauza că cerințele codului de TVA, de obținerea codului de TVA, sunt extraordinar de rigide. Adică acel formular 088 are niște cerințe care face ca în România să nu mai lucreze niciun investitor străin și chiar firme românești ca să funcționeze. Și ne-am strâns aici pentru a sensibiliza, dacă se poate, organele de aici să ne acorde codul de TVA pentru Power Steel, pentru că acești salariați, îi vedeți, n-au luat salarii din luna decembrie, inclusiv decembrie nu-s luate. Nu știu cum au rezistat până acum, au vrut să iasă mereu în stradă, dar totuși le-am spus să stea cu minți, pentru că se va rezolva problema. Am depus până acum două cereri, asta e a treia și se pare că și asta este negativă. Cum v-am spus, dacă nu merge societatea, acești oameni nu-și vor lua banii, vor merge în șomaj și mai departe repercursiunile care sunt pe plan local, vedeți dumneavoastră la 180 de salariați, le-am și spus cam ce implică asta. Șomaj, salarii de la fondul de rezervă pentru ei și în nu ultimul rând consiliu, adică pe plan local nu se mai încasează taxe și impozite aferente salariilor lor. Cum au motivat finanțele răspunsul acesta negativ? Finanțele a spus că nu întrunesc condițiile, deci cei trei patroni care au această firmă nu întrunesc condițiile conform cerințelor formularului 088. Oamenii au făcut tot ce este posibil și au plătit, într-adevăr, au avut unele firme cu datorii și au plătit toate datoriile, toți sunt pe zero în privința datoriilor. Ar mai fi cam trei probleme de rezolvat din ceea ce ne-au spus, că am avut discuții și cu domnul director Chicoș. Din ceea ce mi-au spus, un investitor are o viză pe termen scurt, adică pe 90 de zile și asta îl trage în jos la punctaj. Altul are o firmă în lichidare, cum ar veni, așa. Și celălalt de al treilea și-a plătit datoriile pe toate firme și are una care trebuia să o redeschid, adică conform formularului, ți-ai plătit datoriile, dar o redeschizi sau o radiezi. Radierea durează foarte mult și atunci de ce n-ai redeschis-o? Dom'le, dacă eu din 2009 nu mai am activitate pe firma aia, nu poți să mă obligi ca să redeschid firma asta. Deci cam astea ar fi din cauza acestor trei probleme, nu pot să dea acest aviz favorabil codului de TVA. Câți oameni sunt afectați? Sunt 180 de salariați afectați. Sunt 180 de salariați care nu au luat salariile nici pe decembrie. Vă gândiți cum au trăit acești oameni. De aia nu au venit mai mulți aici, că sunt și din mediul rural și nu au bani să vină cu mijloace de transport. Nu au ce mânca unii. Vă spun, mă întâlnesc cu ei și îmi spun, domnule, ce se întâmplă? Mă sună. Totdeauna la mine telefonul zbârne. Când luăm salarii? Domnule, și le-am explicat și celor de la finanțe. Domnule, gândiți-vă la acești oameni. E un caz social. Haideți să facem ceva. Am făcut adresa, am aici. Am făcut adresa către prefectură. Vă dau și dumneavoastră cât un exemplar. Am cerut să ne ajute, să vorbească cu persoanele abilitate, la minister, să facă ceva de mersuri ca să putem ca acești oameni să înceapă lucru. Avem materii prime în port la Constanța, 20.000 de tone. Alea nu pot fi aduse aici să se lucreze pentru că trebuie vămuite, plătit TVA-ul și vă dați seama că TVA-ul pentru 20.000 de tone de țacle este undeva la 1,5 milioane de dolari. Așa. Și oamenilor ăștia nu convine să plătească 1,5 milioane de dolari și să nu încaseze TVA. Deci avem tot ce ne trebuie, adică nu mai să înceapă lucru, dar depinde de cei de la finanțe.